always drink. They don't deserve anything. Don't look at them. Don't talk to them. They will beg for your money. Keep walking. În Salonta m-am născut. Am fost la Popești. De la Popești am făcut 8 clase. După aia, când am terminat clasa 11-a, am fost la casă de copii pe Feloare. La 18 ani ne-au dat afară și după aia m-am stat pe stradă și am dormit acolo pe stradă. După aia m-a luat un doctor la spital. Și acolo am dormit, acolo am mâncat, acolo am dormit, am făcut baie și am avut grijă de bolnav. Nici părinții nu cunosc, nu cunosc nici frații, nici părinții. Acolo, când în Bernou, spălai chiloții, spălai ciorapii, spălai hainele, dimineața sau aveai bani în buzunar, rămâneai și fără bani, rămâneai și fără haine, fără micol. Când te trezeai, nu mai rămânea mic. Sau mâncarea, îți fura unul de la altul, îți furai. Nu mai aveai mâncare și plângeau, se băteau, alții dormeau pe jos, știi că erau... Dacă știi cimentul ăla, dormeau pe ciment, alții fără saltele. Eu am dormit cu boschetari de care se căca, se pișau săracii. Hai și amar. Da, acolo aer curat, mai plăcut, mai... Pe stradă am stat și am dormit pe bancă, după aia m-am dus la spital, că era frig acolo, era frig afară. Pe stradă mai mâncam din gunoaie, mai culegeam haine, mai lucram, după aia nu merea. Pe la oameni, pe la ăștia, mai ajutam pe la oameni, mai la frățenii, mai ăsta. Am stau la rel, acolo dorm, acolo m-a dat o cameră unde să dorm. Domnul mă ajută să fac curs de bucătar. Dar m-am dorit cel mai mult în viață să fiu bucătar, să fiu la bucătărie, am spălat vasele, am spălat oalele. Și îmi plăcea mult. Și la mașini, spălam cu mașinile, vasele. Îmi place, că m-am dorit de acolo la casă de copii, la Popești. Și la Popești nu primeam mâncare, știi? Și la Popești avea fiecare cu porția, ne atecam după mâncare, știi? Deceam 6 la o masă și ce colț era mai mare, îl atecam. Alții plângeau, făceau crize. Da, să fiu bucătar și să împart mâncare. Dacă mă ajută Dumnezeu să deschid o cantină, așa, să dau la copii mâncare sau la oameni. Sau la... mai am făcut donații, am făcut și donații, așa, mai aruncat bani, am aruncat bani și la ăștia, acolo unde se aduneau bani. Dar eu mulțumesc la Dumnezeu că am unde dormi și unde am pune capul. Ferice și așa, tăcut, așa, nu mă gândesc că ce vine ziua de mâine sau ce îi pui mâine, să treacă. Să lucreze, să aibă un loc de muncă, să nu meargă să ceară bani, să meargă să lucreze, că așa scrie în Biblie, care nu lucrează, nici să nu mânce. Așa în sângele meu, în pielea mea, care să lucrez, să știu. N-aștept mila nimănui. Dacă îmi dă Domnul, îmi dă. Dacă nu, nu. Thank you for listening to John's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it here. I hope to see you again next week.